Serviciul de urgență 112 a fost alertat cum că la un punct termic din Timișoara se auzeau plânsete și strigăte de ajutor. Într-o mobilizare generală, pompierii, polițiștii și medicii, ajunși la fața locului, au descoperit două persoane care făceau dragoste. Pompierii, polițiștii și medicii de la ambulanță au fost alertați de localnicii dintr-un bloc amplasat în apropierea unui punct termic din zona Bucovina-Timișoara. Oamenii au sunat la 112 și au spus că la punctul termic pare a fi blocat un copil care plânge și strigă după ajutor. Autoritățile s-au dus de urgență la fața locului, iar acolo au avut parte de o surpriză. Zgomotele nu proveneau de la un copil care striga după ajutor, ci de la un cuplu care a decis că punctul termic este un loc potrivit în care să facă dragoste. Cei doi, bărbatul în vârstă de 52 de ani și femeia în vârstă de 54 de ani, au scăpat doar cu avertismente din partea autorităților și clipe de neuitat. Nu este prima dată când salvatorii sunt puși pe drumuri de îndrăgostiții din Timișoara. În urmă cu câțiva ani, o tânără proaspăt dezvirginată a chemat ambulanța fiind luată prin surprindere de sângerare.